Tip, dragi prieteni, vreau să vă invit să celebrăm astăzi Societatea Civilă a Republicii Moldova. Mulțumim. Cu această ocazie ne exprimăm admirația, respectul și recunoștința noastră profundă pentru organizațiile societății civile care reușesc să inspire și să creeze o viață mai bună pentru cetățenii acestei țări. The European Union is for equal chances and Uniunea Europeană este pentru șanse egale și pentru oportunități egale. Uniunea Europeană ține de o viață mai bună pentru toată lumea. Distinși oaspeți, este o mare onoare pentru noi să invităm pe scenă pe domnul Adrian Băluțel, care va veni cu o alocuțiune în numele președintei Republicii Moldova, doamnei Maia Sandu. Și îl invităm și pe excelența sa, domnul Ianis Majeix, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Domnilor, îi oferim cuvântul excelenței sale, domnului Ianis Majeix, ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova. Stimate domnule Băluțel, excelență, dragi reprezentanți ai societății civile, dragi colegi, stimați oaspeți, bună seara și bine ați venit! Pentru mine personal este o mare onoare și o mândrie să deschid acest eveniment. Și, cum știți deja, plouă aduce noroc. Țin să vă mulțumesc că sunteți alături de noi la cea de 5-a ediție la Galia Premiilor Europene pentru Societatea Civilă. Doresc în primul rând să felicit din tot sufletul toate organizații societății civile din Republica Moldova pentru dedicație, muncă depusă și contribuție semnificativă la dezvoltarea țării. Vă mulțumesc profund pentru angajamentul dumneavoastră de a construi o societate egală pentru fiecare și democratică. Astăzi ne-am adunat aici ca să ne exprimăm recunoștință profundă și apreciere pentru oamenii din aceste organizații, care prin implicării, dăruire și curaj aduc schimbarea și progresul în societatea. Astăzi celebrăm poveștile de succes, povești care inspiră. În cadrul evenimentului de astăzi, vă vom prezenta doar câteva din cele mai frumoase rezultate ale proiectelor implementate de organizațiile societății civile cu suportul financiar din Uniunea Europeană. De la servicii sociale mai bune, la antreprenori sociali de succes și proiecte de dezvoltare a comunităților locale, în strânsă cooperare cu autoritățile moldovenești și multe altele. Felicitările mele pentru organizațiile care sunt astăzi premiate. Vă mulțumim pentru realizările frumoase, pentru responsabilitate și transparență de care ați dat dovadă în gestionarea fondurilor acordate de UE. Cu siguranță avem sute de istorii de succes și iar numărul organizațiilor societății civile dedicate este mult mai mare decât premiile pe care le vom acorda astăzi. Curajul și lupta neobosită a întregii societății de a apăra libertatea, democrație și calea spre dezvoltare a țării a adus astăzi Moldova mai aproape de familia europeană. Aplaud și admir modul în care problemele majore sunt aduse în atenție factorilor de decizie prin vocea societății civile. Știu că putem conta pe sprijinul autorităților moldovenești și al întregii societăți pentru a consolida democrația în Republica Moldova. Sperăm la o implicare activă și eficientă în continuare a societății civile, alături de autorități, pentru a produce schimbările ce vor facilita procesul de aderare din Moldova în Uniunea Europeană. Creșterea implicării societății civile în procesele decizionale rămâne o prioritate.
vin cu îndemn către organizațiile societății civile să fie în continuare active și implicate în procesul de dezvoltare și monitorizarea a implementării politicilor publice pentru a spori transparența și răspunderea autorităților. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a depus și va continua să depună eforturi ca sprijinul Uniunii Europene să ajungă la toate organizațiile, în mod special la asociațiile ce activează în comunitățile locale, pentru a fi cât mai aproape de cetățeni. În prezent avem peste 25 de inițiative implementate de către organizațiile societății civile cu proiecte în valoare de peste 30 de milioane de euro, care deja au ajuns sau vor ajunge prin suburgantare la organizațiile mai mici din regiuni, inclusiv pe malul stâng al Nistrului. Noi suntem convinși că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar cetățenii vor avea posibilitatea să confirme această aspirație a țării la referendumul din toamnă. Dacă credeți că integrarea europeană este cea mai bună opțiune pentru viitorul țării dumneavoastră, acum este moment să o spuneți tare și ferm. Încurajăm organizațiile societății civile și asociațiile de suport în afaceri, precum și autoritățile naționale și locale, să continue muncă pentru a aduce țara pe calea europeană. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă tuturor. Mulțumesc! Thank you very much, dear ambassador. Mulțumim foarte mult, stimat domnule ambasador, stimați oaspeți, o onoare pentru mine să ofer cuvântul acum domnului Baluțel, șeful cabinetului președintei Republicii Moldova, care va vorbi în numele președintei Republicii Moldova. Bună seara! Eu știu că asta nu este prezența pe care dumneavoastră ați așteptat-o pe această scenă. Cu toate acestea, eu am o onoare dublă să stau în fața dumneavoastră. În primul rând, să citesc mesajul doamnei președinte Maia Sandu. Într-al doilea rând, eu am început cariera și am lucrat mulți ani alături de dumneavoastră în societatea civilă și eu port cu mine aprecierea, admirația și înțelegerea efortului și a contribuției pe care fiecare din organizațiile societății civile din Republica Moldova o duce. Este o mare onoare să fiu alături de dumneavoastră și fără a vă reține mai mult, îmi permiteți să dau citire discursul doamnei președinte al Republicii Moldova, doamnei Maia Sandu. Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, evenimentul de astăzi reprezintă un frumos prilej de a evidenția contribuția organizațiilor neguvernamentale la binele comun. Nu este niciun secret faptul că statul nostru are încă resurse limitate, astfel încât este cu atât mai important că există oameni și asociații care dedică timp și efort pentru a contribui la o promovare a democrației, la creșterea economiei, la protecția mediului, la ajutorarea semenilor noștri mai vulnerabili. Fiecare proiect, fiecare inițiativă, fie că vorbim de formarea viitorilor lideri, de antreprenoriat social, de hub-uri de business, de adăpostirea femeilor și copiilor abuzați, de eficiență energetică, de gestionarea efectelor climatice, schimbărilor climatice, de combaterea minciunilor și a falsurilor, ne ajută să construim și să fim o țară mai liberă, mai sigură și mai solidară. Iar fiecare dintre oamenii care însuflețesc aceste proiecte, adică dumneavoastră, reprezintă modele de altruism și generozitate. Oameni care nu se limitează la orizontul personal, ci pentru care a face bine este o veritabilă vocație. Lucrurile cu adevărat valoroase se pot face doar când ne pasă, prin muncă, pasiune, capacitatea de a trece prin ore nedormite și zile complicate, doar pentru că ne pasă. Și eu vă mulțumesc că vă pasă. Astfel, dumneavoastră contribuiți zi de zi la edificarea Moldovei europene, pentru că noi putem merge înspre Uniunea Europeană doar dacă asigurăm că promisiunea unui trai mai bun se va reflecta nu doar în viața unora dintre noi, ci în existența fiecăruia, în fiecare sat și în fiecare oraș. Doamnelor și domnilor, mă bucur că această inițiativă a Delegației Uniunii Europene se află deja la a cincea ediție. Vă mulțumesc că încurajați pe toți cei cu spirit inovator, creativ,
și mai ales solidar să dezvolte noi idei pentru comunitățile lor. Totodată mulțumim tuturor țărilor și organizațiilor internaționale care oferă suport financiar sectorului neguvernamental din țara noastră. Cred cu tărie că democrația noastră se poate dezvolta doar dacă vom avea în continuare o societate civilă activă și puternică, care să fie un partener inclusiv critic al instituțiilor statului. În acest an istoric pentru Republica Moldova doresc să mă folosesc de acest prilej pentru a face față un apel la toți cei care sunteți astăzi aici și care ne privesc. Vocile dumneavoastră sunt respectate și ascultate. Sunt voci care contează și sunt voci care au greutate. De aceea vă încurajez să vorbiți cu oamenii, vă încurajez să explicați că aderarea la Uniunea Europeană este unica noastră cale spre a construi un stat modern, bine guvernat, care să poată oferi o viață bună tuturor. În încheiere țin să felicit organizațiile care vor fi premiate în această seară și să adresez tuturor celor care sunt implicați în sfera societății civile din Republica Moldova mult succes în tot ceea ce faceți pentru oamenii acestei țări. Vă mulțumesc! Domnule Băluțel, vă mulțumim frumos pentru mesaj. Thank you. Thank you and Irina. Mulțumim și Irina. În sfârșit a sosit timpul să aflăm cine sunt câștigătorii ediției anului acesta. Momentul să dăm startul ceremoniei de premiere a organizațiilor câștigătoare în cadrul celei de-a cincea ediții a Galei Societății Civile. În această seară vor fi decernate 6 premii pentru inițiative cu impact. Și începem cu prima categorie, guvernare mai puternică. Invităm pe scenă pe doamna Magdalena Müller-Uri, șefa secției cooperare în cadrul Delegației Uniunii Europene, care va oferi premiul la această categorie. Acum atenție, vă rog, toți la ecran, vom privi primul video despre prima categorie. Cu suportul Uniunii Europene, sute de funcționari publici au fost instruiți în promovarea bunei guvernări pentru a asigura progresul și dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. Printre aceștia se regăsesc zeci de femei care astăzi gestionează comunități și raioane din țară. Ca rezultat, avem peste 200 femei instruite pentru participare în procesul decizional. Deci aceste femei au participat în Academie de Liderism și au fost instruite cum să atragă cetățenii în implementarea proiectelor importante pentru dezvoltarea comunităților lor. Eu am avut posibilitatea să obțin foarte multă informație și să progresez în activitatea mea. Dintre participantele instruite la Academia de Liderism, în noiembrie 2023, peste 60 de femei au candidat la alegerile generale locale, iar 45 de femei au fost alese în calitate de primare și consiliere locale sau raionale. Astăzi primar, atunci când am făcut cunoștință cu Institutul Virtutis Civilis, eram o femeie, ca și multe altele, nehotărâtă, nedeterminată și foarte, foarte fricoasă de a merge pe segmentul politic. Grație dumnealor am urmat acest curs, multiple instruiri, așa încât astăzi pot să fac față lucrurilor, să fiu aici în fața cetățenilor pentru a-i ajuta în soluționarea problemelor existente. Am promovat activități, proiecte implementate de femeile lidere din Republica Moldova și am adus mai multe argumente publicului că o femeie se poate descurca la fel de bine și eficient în funcție de conducere. Eu vreau să spun că aceste instruiri au contribuit și la creșterea mea profesională. Astfel, noi putem ca să prestăm servicii de calitate cetățenilor.
Peste 55 de organizații neguvernamentale naționale și locale au fost instruite în domeniul transparenței decizionale, monitorizarea cheltuielilor publice, elaborarea politicilor publice sensibile la dimensiunea de gen, contribuind la o guvernare mai puternică. Yes, bravo! Deci, premiul pentru bună guvernare se oferă Asociației Publice Institutul Virtutis Civilis. Asociația este un think tank independent și non-politic în Republica Moldova care contribuie la dezvoltarea statului de drept și la promovarea democrației participative, a drepturilor omului, bunei guvernări, incluziunii și protecției sociale. Invit pe scenă pe doamna Liliana Palihovici, președinte a Asociației Publice Institutum Virtutis Civilis. Asociația a implementat diferite proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Una din inițiativele de succes este proiectul Parteneriate pentru Liderismul Femeilor și Buna Guvernare, implementat și cofinanțat de Fundația Friedrich Ebert Moldova. În cadrul acestei inițiative, Academia de Liderism a pregătit peste 200 de femei pentru a deveni lidere, dintre care 63 au candidat la alegerile locale din noiembrie 2023, iar 45 au fost alese în calitate de consiliere locale sau municipale. Proiectul de asemenea a finanțat 15 inițiative locale și a instruit peste 180 de funcționari publici și reprezentanți a societății civile. Dragă Magdalena, te invităm cu un mesaj de felicitare și mulțumim că ai înmânat premiul. Da. Bună seara. Mersi, mulțumesc. Dragă Liliana, vă felicit și vă doresc mult curaj, putere și succes în continuare. Munca pe care o faceți nu este ușoară, mai rezultările sunt impresionante. Aveți o echipă minunată și vă dorim să inspirați cât mai multe femei să participe activ la bună guvernare a țării. Vă mulțumim pentru devotamentul și muncă continuă. Felicitări! Mulțumim! Stimată doamnă Palihovici, felicitările noastre și vă oferim cuvântul. Excelențe, doamne ambasadoare și domni ambasadori, onorată asistență, domnilor miniștri, vă mulțumesc mult pentru faptul că sunteți astăzi alături de Institutul Virtutis Civilis. Pentru noi este o mare onoare să primim acest premiu. Este recunoașterea timpului, energiei și ideilor noastre că contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru noi este clar din start, cei care suntem parte a Institutului Virtutes Civilis, că fiecare din noi putem contribui la schimbarea Republicii Moldova. Dacă fiecare face măcar puțin, țara ar arăta altfel, țara ar arăta mai bine. Prin convingerea noastră că femeile pot aduce mult mai mult beneficii dezvoltării durabile a Republicii Moldova, am lansat 5 ani în urmă Academie de Liderism Feminin. Ne mândrim cu femeile care au trecut prin programul nostru, sunt astăzi deputate, ministre, secretare de stat, primare, consiliere locale și raionale și contribuie la buna guvernare a țării. Acest premiu ne încurajează să investim și mai mult. Și istoriile pe care ne le spun beneficiarii noștri la sfârșit de program ne dau și mai multă încredere că trebuie să identificăm noi resurse pentru noi programe. Atunci când Tatiana, o chimistă, doctor în științe, după 10 ani de muncă peste hotare, în cercetare, a decis să se întoarcă în Republica Moldova, să continui cercetarea pe domeniul aici, dar la primele provocări a zis nu, cred că mă întorc înapoi unde am fost, în Germania. Iar
Academie de Liderism Feminin, unde a venit pentru un program de dezvoltare personală, ea a reușit să descopere propria ei țară și să înțeleagă cum poate face față provocărilor și hotărârea ei a fost să rămână și să investească și să contribuie aici în Republica Moldova. Mă bucur pentru ea că astăzi este într-o funcție de conducere în sistemul de cercetare și contribuie la schimbarea acestui domeniu. Vă mulțumesc foarte mult tuturor partenerilor noștri și tuturor finanțatorilor organizației noastre și asta sunt în primul rând Uniunea Europeană, Guvernul Suediei, Guvernul Germaniei, Guvernul Danemarcei, Guvernul Statelor Unite ale Americii, partenerilor noștri, Fundația Friedrich Ebert, Fundația Soros, Fundația Konrad Adenauer și mulți, mulți alți parteneri care ne ajută să avem rezultate și ne-au ajutat să primim acest premiu. Mulțumesc mult! Mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Thank you, Magdalena. Thank you. Mulțumim, Magdalena. Organizațiile societății civile sunt esențiale în crearea unei societăți mai puternice, prin promovarea egalității de șanse, facilitarea incluziunii sociale și oferirea de sprijin vital persoanelor și comunităților vulnerabile. Următoarea categorie este societate mai puternică. Îl invităm alături de noi pe domnul Steven Stork, șeful secției Finanțe, Contracte și Audit în cadrul Delegației Uniunii Europene la Chișinău, care va oferi acest premiu. Atenție, vă rog, la ecran. Urmează videoul. Uniunea Europeană a oferit asistență pentru dezvoltare economică, inclusivă și sustenabilă a raionului Orhei și a altor raioane din regiunea Centru. Am făcut cursuri aici la atelierul Datina. Sunt o mămică tânără cu mulți copii, care meseria dată de broderie computerizată și custorie mi-a fost foarte avantajoasă în meseria mea. În cadrul acestor cursuri am confecționat mai multe articole, două dintre care le am aici, este o cămașă pentru mine și o iei pentru copii. Sunt foarte recunoscătoare pentru această posibilitate. În acest atelier, pe lângă faptul că păstrăm tradiția confecționând haine tradiționale, din resturile textile reciclăm crem de fierte bântucuri, cravate, brâie, chiar și turbițe ecologice. Datorită suportului Uniunii Europene au fost create noi locuri de muncă aici acasă. Prioritizăm și angajăm aici la muncă persoane din categorii defavorizate sau cu anumite dezabilități. Sunt refugiată din Ucraina, din orașul Kiev. Un an în urmă am avut privilegiul de a face niște cursuri de frezer, un profil larg. Asociația Obștească Filantropia Creștină susține și incluziunea socioprofesională a tinerilor NEET. Aceștia de obicei sunt tineri care nu sunt încadrați în câmpul muncii, nu urmează niciun program educațional sau instruire. Prin două proiecte, în mod special Innova School și Innova Business Creștem ca să dăruim, a adus foarte multe beneficii atât persoanelor NEET din întreaga regiune, vorbim despre raionele Orhei, Telemești, Rezina și Șoldenești. Tinerii NEET au putut să dobândească, iată, prin start-up-uri, să înființeze anumite afaceri care, iată, le pot aduce binefaceri în viața lor. Muncim acasă, nu plecăm peste hotare, suntem lângă copii și ajutăm la dezvoltarea țării. Premiul pentru societate mai puternică se oferă Asociației Obștești Filantropia Creștină. Invit aici pe scenă pe domnul Sergiu Aga. De fapt,
Asociația Obștească Filantropia Creștină este o organizație care susține oamenii la nevoie prin diferite programe sociale, filantropice, culturale și educaționale. Organizația a primit suport de la Uniunea Europeană prin diferite inițiative, una dintre care este proiectul Societatea Civilă Locală Contribuie la Dezvoltarea Inclusivă și Sustenabilă în Republica Moldova, cofinanțat de Suedia, care a susținut crearea și dezvoltarea a 15 întreprinderi sociale care integrează persoanele vulnerabile pe piața muncii. Bravo, dumneavoastră! Acest workshop Datina de broderie și croitorie, care este prezent aici în spatele nostru, cu o expoziție minunată, este una din aceste întreprinderi sociale. Stimate Stefan, câteva cuvinte. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, niciodată lucrul cu societatea civilă nu a fost mai important decât acum, aici la etapa de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană, și cred că o mărturie a acestei activități sau colaborări cu societatea civilă este acest premiu pe care îl oferim noi, Asociației Filantropia Creștină. Domnule Aga, chiar vă felicit cu munca dumneavoastră. Se spune că primim atunci când dăm ceva și eu cred că organizația dumneavoastră este un martor acestui lucru, fiindcă dumneavoastră ați oferit populației din Orhei și de mai departe foarte multă muncă și investiții și acum puteți să primiți un premiu bine meritat. La fel primim și ploaia astăzi, dar cred că cel mai important lucru pentru noi astăzi este faptul că noi putem acum să privim în urmă, să vedem aceste istorii de succes ale organizației dumneavoastră, tot ceea ce a realizat ea. Și cred că acest premiu este la fel un semn al aprecierii noastre și o încurajare pentru viitor, pentru organizația dumneavoastră să continue să lucreze la fel. Și să se dezvolte și în alte regiuni ale Republicii Moldova, să devină mai activă în toată societatea civilă. Fiecare minută investită în lucrul cu societatea civilă se întoarce înapoi și este o contribuție la o societate puternică, rezilientă, de care Moldova are nevoie acum mai mult decât niciodată. Mulțumim și succes organizației dumneavoastră! Domnule director Aga, aveți cuvântul. Oficialități, stimați membri a societății civile, iertați-mi emoțiile. Aș vrea să dedic acest premiu în mod special echipei mele a Filantropiei Creștine, care sunt deplin angajați în a rezolva nevoile societății în care ne aflăm. Ei sunt ghidați după o profundă vorbă care zice: ești ceea ce dăruiești. De asemenea, preot fiind, aș vrea să mulțumesc și să împărtășesc acest premiu cu toți preoții Mitropoliei Basarabiei, care și ei, la rândul lor, se dedică comunităților lor, ghidați în mod special și de misiunea socială Diaconia Mitropoliei Basarabiei și binecuvântați de înalt preasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, ducând mai departe cuvintele Sfântului Apostol Iacov, care spune: credința fără fapte moartă este. Mai mult decât atât, aș vrea să spun că pe lângă dragoste, credință și nădejde, acești preoți împărtășesc și valorile democratice ale Europei, spre care năzuim fiecare dintre noi. De asemenea, aș vrea să mai mulțumesc comunității mele orheiene, pentru că, în ciuda faptului că sunt asaltați de diferite proiecte sociopolitice, cumva hibride, iată că ei reușesc să mențină această flacără a demnității umane, a curajului și a dorința aprigă de a face parte din această Europa unită. Le mulțumesc tuturor, în mod special delegații Uniunii Europene, pentru că ne ajută și ne sprijină prin proiecte concrete în a dezvolta, într-adevăr, o societate puternică. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Mulțumesc frumos! Thank you. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și aplauze pentru organizația Filantropia Creștină și lucrurile minunate pe care le fac zi de zi. Vă mulțumim! Ceremonia de premiere continuă. Curaj, creativitate, inovații, responsabilitate. Acestea sunt ingredientele pe care se bazează o afacere de succes. Șanse egale pentru fiecare este un criteriu de bază pe care se pune accentul în cadrul inițiativelor implementate de organizațiile societății civile,
ce au drept scop susținerea dezvoltării antreprenoriatului. Doamnelor și domnilor, următoarea categorie este economia mai puternică și îl invităm alături de noi pe excelența sa, domnul Søren Jensen, ambasadorul Danemarcei în Republica Moldova, care va înmâna premiul la această categorie. Acum atenție la ecran, vă rugăm. Uniunea Europeană a oferit asistență pentru dezvoltarea afacerilor din regiunea transnistreană. Mai mulți antreprenori și-au extins activitatea, și-au digitalizat procesele de muncă și au aplicat măsuri de eficiență energetică. Нам нужно иметь хороших партнеров, которые смогут ответить, подсказать, дать правильный вектор, познакомить с необходимыми людьми, либо обучить. Для нас такими партнерами и менторами стали бизнес-хаб. В рамках одного из проектов мы посетили Эстонию, посмотрели на то, как устроено производство изнутри, почерпнули для себя некоторые фишки, которые сможем применить на своем производстве. Также мы были в государственных органах стандартизации, сертификации Эстонии. Благодаря грамотному инструктажу мы теперь понимаем, какие дальнейшие шаги, дабы пробовать выходить уже на европейский рынок с готовой продукцией. Благодаря этому гранту мы закупили оборудование, которое помогло нам увеличить производительность, которое помогло нам расширить значительно ассортимент, и теперь мы радуем фанатов разных выдуманных миров по всему миру. 2,5 года назад, благодаря Европейскому Союзу, появилась первая инфраструктура бизнес-хаб. За это время мы провели более 1000 мероприятий, их посетили 15 тысяч человек. Финансово были поддержаны 350 действующих предпринимателей, и также более 200 стартапов получили эту финансовую поддержку. Я являюсь основателем единственной в Молдове фабрики карамели ручной работы. Бизнес-хаб очень помог нам в развитии нашего дела. Средства гранта были направлены на покупку оборудования для автоматизации ручного труда, чтобы облегчить труд кондитеров, то есть позволило расширить ассортимент продукции и охватить больше потребностей наших клиентов. Мы благодарим Европейский Союз и бизнес-хаб города Тирасполя за оказанную поддержку в развитии нашего бизнеса. Мы прошли обучение в школе экспорта, что позволили нам выйти на новый рынок, наладить партнерские отношения на правом берегу Днестра. Premiul pentru economie mai puternică este oferit către Agenția pentru Inovare și Dezvoltare din Tiraspol și eu o invit în scenă pe doamna Zinaida Emelianova, directoarea organizației. NGO, Agenția pentru Inovare și Dezvoltare. ONG-ul, care se numește Agenție pentru Dezvoltare și Inovare din Tiraspol, este o organizație non-profit care promovează dezvoltarea proiectelor novatorii, care sprijină creșterea economică, cea socială în regiune prin cercetare, programe educaționale, consultanță, advocacy. Este proiectul care pentru businessul local, în totul ce ține de întreprinderile sociale, contribuind astfel la creșterea economică și dezvoltarea economică a comunității regiune. Stimat domnule ambasador, vă invit să oferiți acest premiu câștigătoare și să ne spuneți și câteva cuvinte de felicitare. Vă mulțumesc foarte mult, felicitări călduroase. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca pe care o faceți. Cred că toată lumea cade de acord că anume dezvoltarea economică, creșterea economică este anglară pentru dezvoltarea unei economii puternice, care aduce dezvoltare inovatoare chiar și în regiunile de est ale Republicii Moldova. Sunt sigur că acesta este un efort foarte important și vă felicit pentru el. Alea mea, Emilia. Cu
Наша организация выражает огромную благодарность за то, что мы получили такую престижную премию, номинацию. Хочется немножечко сказать то, что на видео уже было, но тем не менее. Мы активно продвигаем предпринимательство, инновации, переход к зеленой экономике. Также наша организация поддерживает и продвигает женское лидерство и устойчивое развитие. Благодаря поддержке Европейского Союза и UNDP была создана инфраструктура «Бизнес-хаб». Это место, где люди могут воспользоваться и получают возможности и ресурсы для развития и роста. Данную инфраструктуру ежегодно посещают более 10 тысяч человек, и вы уже слышали те впечатляющие цифры, которые получили эту поддержку, и не только. Также хочется отметить наше партнерство с Европейской бизнес-ассоциацией, потому что это ассоциация, которая помогает нам и оказывает методологическую экспертную поддержку. Мы очень надеемся на новые партнерства, и еще раз выражаем огромную благодарность за то, что мы сегодня здесь, стоим на этой сцене и получаем такую награду. Спасибо. Vă mulțumim și noi, stimată doamnă Emilianova. Dragi oaspeți, haideți să susținem cu aplauze și să le urăm succes în activitate și, de ce nu, cât mai multe afaceri de prospere. Yes, thank you. Cu adevărat, mulțumim. Haideți să trecem la următoarea categorie. În anul 2024, Moldova s-a clasat pe locul 13 din 146 de țări în așa numitul World Economic Forum Global Gender Equality Ranking. Acest an Moldova deja s-a deplasat cu 6 locuri mai înainte în acest clasament față de anul 2023. Noi felicităm Republica Moldova pentru acest progres înregistrat, această avansare cu 6 locuri. Necătând la aceasta, cunoaștem că totuși violența bazată pe gen este foarte răspândită. Uniunea Europeană ajută Republica Moldova să depășească acest viciu și acest fenomen negativ în societate, inclusiv prin intermediul organizațiilor societății civile care sunt foarte active și care vin cu niște rezultate foarte impresionante în acest domeniu. Îl invităm pe excelența sa, domnul Nicolaos Cricos, ambasadorul Greciei în Republica Moldova, pentru a înmâna acest premiu important. Haideți deocamdată să vizionăm acest filmuleț. În Republica Moldova, cu suportul Uniunii Europene, femeile victime ale violenței sexuale au acces gratuit la servicii specializate de calificare înaltă la nivel local. Astfel, acestea primesc ajutor în cadrul Serviciului Integrat Regional din municipiul Ungheni. Unul din cazurile care l-am avut a fost o femeie de 28 de ani care a fost victima a violenței sexuale și violenței domestice. La început, victima era foarte speriată și rușinată de ceea ce i s-a întâmplat. Avea simțul eronat că ceea ce s-a întâmplat a fost cumva din vina ei. După ședințele de reabilitare psihologică, astăzi femeia este mai sigură pe sine, nu mai consumă alcool și a găsit un loc de muncă și este fericită alături de copiii ei. Prin asistența acordată și dedicația cu care lucrează specialiștii serviciului nostru, încercăm să sprijinim femeia nu doar în momentul de criză, dar și într-un proces continuu de vindecare a traumei la care aceasta a fost supusă și ca aceasta să poată cu succes să se reintegreze în comunitate. De la începutul pilotării acestui serviciu am asistat 33 de femei care au avut nevoie de diferite tipuri de servicii, atât asistență juridică, asistență psihologică, asistență medicală sau examinare medico-legală. Centrul Internațional La Strada este o organizație neguvernamentală care de mai bine de 23 de ani oferă suport femeilor și copiilor pentru a trăi în siguranță, fără violență. Până în prezent, peste 12.000 de femei afectate de violență în familie și violență sexuală au fost consiliate și asistate. Am rămas mulțumită de toți oamenii care ne-au venit în ajutor,
de cum poliția m-a adus la acest centru. Acum încă urmează să se întreprindă măsuri. La moment încă mă văd cu psihologul și vreau să mulțumesc tuturor pentru ajutor, pentru susținerea pe care o primesc pentru a putea trece peste acest moment dificil din viața mea. Noi încurajăm femeile și fetele, victimele violenței în familie și violenței sexuale, să nu tacă, să nu le fie rușine, să apeleze la ajutorul specialiștilor. Violența nu trebuie tolerată. Nu sunteți singure. Cereți ajutor! Doamnelor și domnilor, premiul pentru promovarea egalității de gen este oferit Centrului Internațional La Strada și o invităm alături de noi pe doamna Elena Botezatu, directoarea executivă a organizației. Centrul Internațional La Strada. Centrul Internațional La Strada de mai bine de 23 de ani oferă suport femeilor și copiilor pentru a trăi în siguranță fără violență. Până în prezent, peste 12.000 de femei afectate de violență în familie și violență sexuală au beneficiat de consiliere și asistență și peste 800 de copii au beneficiat de servicii specializate în procesul penal. De asemenea, organizația a contribuit la crearea primului serviciu integrat regional pentru victimele violenței sexuale deschis în raionul Ungheni cu sprijinul Uniunii Europene. Ambassador Cricos, please. It is proper for me. Mulțumim foarte mult. Este un privilegiu pentru mine, dar este de asemenea și o recunoaștere din partea noastră. Prin faptul că înmânăm acest premiu, recunoaștem și apreciem toată munca dumneavoastră, dar și asistența familiei mari, familiei europene în acest domeniu. Și dați-mi voie să spun ceva, este ceva mai important decât o simplă recunoaștere a meritelor dumneavoastră. Atunci când avem acest angajament de suflet, putem să creăm un exemplu. Noi cu adevărat dezvoltăm un exemplu pentru alții, astfel încât toată lumea să vă urmeze acest exemplu. Și în cazul în care vă urmează exemplu și alții, obținem continuitate, cea care ajută democrației să prospere și să înflorească. Și desigur este și mai importantă munca pe care o faceți, deoarece voi cu adevărat aduceți atingere tuturor oamenilor din societate. Le dați voie oamenilor să-și crească copiii, să se bucure de viață. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ce faceți. Excelențele voastre, stimați parteneri, colegi și colege, vreau să vă mulțumesc în numele Centrului Internațional La Strada pentru acest premiu. Pentru noi este o mare onoare, dar și o apreciere a rezultatelor activității pe care o desfășurăm în interesul femeilor și a fetelor care au nevoie de asistență și suport. Acest serviciu a fost creat cu suportul autorităților locale și vreau să mulțumesc cu această ocazie atât autorităților publice locale, Spitalului Raional, Inspectoratului de Poliție Ungheni, care manifestă deschidere, manifestă interes, curaj de a asista aceste femei care au nevoie de ajutor într-un alt mod, printr-o abordare inovatoare care presupune asistență sub același acoperiș în interesul acestor victime. Mulțumesc echipei pentru dedicația de care dau dovadă zi de zi. Mulțumesc totodată colegilor din UN Women care au crezut în această inițiativă și care ne-au oferit ajutor în acest parcurs. Și vreau să dedic acest premiu supraviețuitoarelor, femeilor și fetelor care au avut curaj să raporteze despre cazurile de abuz prin care au trecut și care zi de zi dau dovadă de foarte multă putere în acest parcurs. Mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim! Mult succes! Thank you! Dragi oaspeți, conceptul galei societății civile se ajustează an de an.
astfel încât să avem posibilitatea să celebrăm performanța și dedicația organizațiilor societății civile implicate în toate domeniile de activitate, ținând cont, desigur, și de obiectivele de dezvoltare a țării. În acest an avem două categorii noi de premii. Unul dintre acestea este Premiul pentru Dezvoltare Sustenabilă și Energie Verde. Invităm alături de noi pe excelența sa, doamna Catarina Frid, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, care va oferi premiul la această categorie. Locuitorii din Ocnița și Cantemir beneficiază de iluminare stradală performantă, care este gestionată de pe telefonul mobil și funcționează pe bază de becuri eficiente din punct de vedere energetic. Astfel, cetățenii se pot plimba confortabil și pe timp de noapte. Știți, oamenii totdeauna când au început să fie străzi iluminate, a început și alt ritm al vieții. Odată cu venirea întunericului se luminează străzi și e confort, e luminos, e bine. Pe partea de eficiență energetică s-a mizat pe utilaj modern, eficient, și pe partea de exploatare a fost aleasă o sistemă din cele mai moderne, sistema SMART, să fie totalmente computerizată, ceea ce ni s-a reușit. O frumusețe, că noaptea când sunt unic, mășeie și atât, sărată și frumos, luminele, e tare frumos. Mulțumim, e tare frumos. Când treceam pe această stradă, era întuneric beznă, noi tot timpul coleam, acum este lumină, noi cu plăcere mult mergem pe aici. Grație asistenței oferite de Uniunea Europeană, în Cantemir au fost modernizate 4 instituții educaționale, un liceu, un gimnaziu și 2 grădinițe. În total au beneficiat peste 1000 de locuitori din Cantemir, dintre care 303 copii și 643 de elevi. Facturile la energie termică și energie electrică avem o economie de 30%. Producem energie regenerabilă pe baza panourilor fotovoltaice și a centralei la biomasă. Copiii sunt mult mai atrași de instituția noastră, vin cu mari dispoziții și plăcere în grădiniță. Iarna nu mai este atât de frig. Cu suportul Uniunii Europene, în Cantemir s-a efectuat izolarea termică a celor 4 instituții de învățământ. Au fost instalate puncte individuale de încălzire, a fost instalată o centrală termică ce funcționează pe bază de biomasă, au fost instalate sisteme fotovoltaice, colectoare solare și multe altele. Organizația noastră, începând din anul 2012, prestează servicii oferind asistența autorităților publice locale pentru a reduce CO2 la nivel global. The prize for green and sustainable development. Premiul pentru dezvoltare sustenabilă și energie verde este oferit asociației publice Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă, ce vreau să invit pe doamna Irina Luis, directoarea Asociației Pescene. Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă este un ONG, al cărui scop este să contribuie la promovarea politicilor celor mai bune practici în domeniul energiei, eficienței energetice, a energiei regenerabile, a climei și mediului. Organizația a implementat mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană în acest domeniu, împreună cu Government of Mayors East. Acesta este un proiect finanțat de Uniunea Europeană care sprijină autoritățile locale în implementarea politicilor energetice sustenabile, astfel ameliorând securitatea energetică și facilitând dezvoltarea verde a Republicii Moldova.
Yes, ambassador, please few. Doamne ambasadoare, vă rugăm să spuneți câteva cuvinte de felicitare pentru asociație. Sustenabilă este o prioritate la nivel local, național și global. Este un lucru pentru care lucrăm de greu ca stat membru al UE și ca țara. Prin urmare, este un onor să predăm premiul la această categorie. Sper că acest premiu va inspira atât laureata la ieri, cât și pe fiecare dintre noi să facem și mai mult pentru a promova eficiența energetică și energia regenerabilă pentru un climat și un mediu sănătos. Felicitare și mult succes! Thank you very much, stimate excelențe, stimați colegi, stimați parteneri, prieteni. Vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierea muncii noastre la nivel înalt. Suntem foarte fericiți și eu personal sunt foarte emoționată pentru că am ajuns la această etapă și la această scenă minunată. Muncim în domeniul eficienței energetice și surselor energiei regenerabile pe parcurs de mai mult de 15 ani pentru a îmbunătăți situația cu eficiența energetică la nivel local. Este o provocare mare pentru noi, pentru că noi suntem o organizație relativ mică, dar foarte ambițioasă. Avem o echipă dedicată de profesioniști, de experți, care întotdeauna vor să implementeze proiecte inovative, complexe și voi ați văzut numai unele rezultate a proiectelor noastre. Vreau să mulțumesc partenerilor noștri, în primul rând autoritățile publice locale cu care conlucrăm zi de zi. Avem peste 100 semnatari de convenție a primarilor cu care lucrăm ca să îmbunătățim eficiența energetică la nivel local, ca să facem localitățile mai eficiente, mai verzi, mai și după standarde europene. Vreau să mulțumesc delegația Uniunii Europene care ne susține în activitățile noastre, Guvernul Republicii Moldovei și colegii din societatea civilă. Împreună creștem, obținem experiență care aduce la proiecte noi și rezultate frumoase. Și acum, având acest premiu, simțim mai puternici și mai inspirați să mișcăm mai înainte. Vă mulțumesc și succese tuturor! Doamnă Plis, și noi vă mulțumim pentru munca depusă și vă dorim succes în continuare. Recent, Republica Moldova a marcat 33 de ani de independență și aș spune eu 33 de ani de reziliență. Un stat puternic, unit și prosper are nevoie mai mult ca niciodată de cetățeni care știu să separe grâul de neghină. Cu alte cuvinte, cultivarea gândirii critice în rândul populației a devenit prioritară pentru asigurarea stabilității unui stat. În acest context, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova apreciază și recunoaște eforturile organizațiilor societății civile în combaterea dezinformării. Iar următoarea categorie este reziliența la dezinformare. Invităm alături de noi pe excelența sa, doamna Maia Dobreva, ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, care va oferi ultimul premiu din această seară. Și atenție la ecran, vă rugăm!
Tinerii din satul Volovița, raionul Soroca, pot diferenția cu ușurință o informație falsă de una adevărată și au dezvoltat o gândire critică și analitică. Au învățat să recunoască diverse metode de manipulare și dezinformare. Toate acestea i-au ajutat pe tineri să devină mai vigilenți și rezilienți la informații și știri false, care apar pe internet și nu numai. Mai putem să vorbesc despre intoxicația în masă cu știri false. Și noi avem un astfel de fenomen, mai ales în ultimii ani a prins amploare, inclusiv în contextul războiului dus de Federația Rusă în Ucraina. Și de asta este foarte important ca tinerii să fie instruiți, în special tinerii, ca să cunoască cum să aleagă grâul din eghină, să înțeleagă care știri falsă, știri adevărată, să aibă o gândire critică neapărat și să încerce să se informeze din surse de alternativă și neapărat surse de încredere. Am antrenat beneficiarii într-un teatru social, scopul căruia de fapt a fost ca aceștia să poată analiza informațiile, să poată analiza problemele cu care se confruntă zilnic și să dezvolte abilitatea de a analiza aceste probleme și a-și face auzită părerea. În această dimineață a sosit un tren în a căror vagoane... Pe adevărat, pentru că în Volovița nu există tren și cale ferată. Ar fi bine ca astfel de experiență, care sunt pozitive pentru tinerii din această comunitate, să fie desfășurate și în alte localități, fiindcă anume astfel de instruiri sunt ca un fel de vaccin, un vaccin împotriva știrilor false. Proiectul Fii puternic informat, finanțat de Uniunea Europeană, a fost implementat de Asociația Obștească Aripile Dumbravei din satul Volovița, raionul Soroca. Asociația a pus în practică și o serie de inovații, precum crearea unui club al tinerilor jurnaliști intitulat Media Fan, care au dezvoltat materiale despre diferențierea știrilor false de cele adevărate, menite pentru oamenii din localitate. The prize for stronger resilience. Premiul pentru reziliență puternică la dezinformare se oferă Asociația Aripile Dumbravei. Vrem să o chemăm aici pe scenă pe doamna Elena Șoimu, fondatorul asociației. Un stat independent este susținut puternic de abilitatea cetățenilor săi să se gândească critic și să reziste la manipulări. Asociația Obștească Aripile Dumbravei este o organizație tânără care promovează educația pentru media și implicarea activă a cetățenilor în procesele de zi cu zi ca factor care va fi favorabil pentru dezvoltarea societății. Plus la aceasta, asociația promovează activ dezvoltarea comunei Volovița. Felicitări și îi dau cuvântul doamnei ambasadoare să ofere premiul doamnei Șoimu. Da, vă rog, câteva cuvinte. Felicitări pentru acest premiu. Aș dori să-mi exprim sincere aprecieri pentru munca pe care o faceți, fiindcă această temă mi-a fost foarte aproape mie. Este o întrebare personală pentru mine și a devenit așa încă din 1992. În activitatea mea profesională. Deci reziliența la distingerea noutăților este foarte importantă. Viețile noastre sunt foarte fragile și toți trebuie să fim vigilenți, fiindcă societatea este foarte fragilă și noi nu putem să spunem că ceva va fi veșnic. Deci munca pe care o faceți, creșterea conștientizării la dezinformare este foarte importantă. Deci continuați cu acest domeniu și felicitări încă o dată. Am văzut atâta lume și noi ne-am simțit cei mai mici, cei mai relativ tineri. Mă simt onorată să vă salut astăzi în cadrul acestei premieri. Acest premiu este pentru asociația noastră o mare surpriză, o onoare, dar și o motivare ca să mergem înainte, să muncim, în unele cazuri chiar să luptăm pentru beneficiul comunității în care locuim.
Consider că azi este mai mult așa o seară a mulțumirilor și felicitărilor, de aceea vreau să vin cu mulțumiri, în primul rând echipei mele, care s-a aventurat împreună cu mine să facem față obstacolelor și prin muncă, prin dedicație și colaborare, am văzut că dacă ne unim forțele, toate visele devin realitate. Următorul mulțumesc vine pentru echipa People in Need din Moldova, care ne-a oferit această șansă, care a avut încredere în noi și ne-a selectat să fim parte integra proiectului pe care ei l-au implementat. În cadrul trainingurilor am avut parte de ghidare, de sprijin și de sfaturi cum să ne facem munca la cel mai înalt nivel. Dar cea mai mare, cred că, care ne-a dat aripi, a fost când am întrebat-o pe facilitatoarea Mariana Micțurcan, de ce ne le-ați ales anume pe noi? Și doamna ne-a spus că, dar de ce nu voi? Și atunci am crezut în noi și am crezut că putem să facem, putem să o facem. Și am făcut-o. Mulțumesc organizatorilor acestui eveniment pentru recunoașterea a muncii a asociațiilor civile din Republica Moldova, care într-adevăr depun o muncă enormă pentru a schimba viața cetățenilor noștri și mi-a plăcut foarte mult sloganul: împreună suntem mai puternici. Mulțumesc! Thank you for your work. Mulțumim pentru muncă dumneavoastră, mulțumim, doamnă ambasadoare. Doamnelor și domnilor, partea festivă a Galei Societății Civile, ediția a 5-a, se încheie aici. Astăzi am avut ocazia să cunoaștem oameni care muncesc în diferite regiuni ale Republicii Moldova pentru o guvernare, economie, societate mai puternică, pentru promovarea drepturilor omului, pentru reziliența la dezinformare, pentru dezvoltarea sustenabilă a țării. Astăzi am avut ocazia să vedem rezultatele și importanța implicării societății civile, precum și impactul sprijinului oferit de Uniunea Europeană de mai mulți ani, cel mai important partener de dezvoltare al Republicii Moldova. Yes, I would like to also to take a Dar și eu aș vrea la fel să salut urmăritorii și spectatorii care ne privesc online. Și după cum am văzut deja, Moldova are foarte mulți eroi din societatea civilă, dar este important și pentru noi, ca partea noastră, să susținem creșterea țării în această cale spre aderarea la Uniunea Europeană, fiindcă Europa sunt eu, Europa ești tu. Astăzi alături de noi și pentru că sunteți alături de eroii societății civile din Republica Moldova. Înainte de a încheia acest eveniment, noi venim cu un mic anunț pentru organizațiile societății civile. Astăzi, Delegația Uniunii Europene a lansat un nou apel de propuneri în domeniul afacerilor interne, securitate și migrație. Vă invităm să accesați paginile web ale Delegației UE, să aflați mai multe informații, să aplicați și să beneficiați de aceste noi oportunități. It was an honor to moderate this event. A fost o onoare să moderez evenimentul împreună cu tine, Irina, și evenimentul continuă. Vă invităm să vă bucurați de performanța muzicală a Angry Band și la fel să priviți lucrările unice ale pictorului Mihail Ungureanu și să vizitați expoziția cu vânzare susținută de una din beneficiarii noștri, Datina din Orhei. Mult succes și o seară frumoasă în continuare!